Victor, iată, am ieșit cu capul jos de data aceasta, am luptat, dar am pierdut. Da, eu aș vrea să te contrazic, cred că din această competiție am ieșit cu capul sus. Vreau să-i felicit pe jucători pentru jocul prestat astăzi și pentru toată evoluția lor de-a lungul acestui an. Din păcate pentru noi sorții nu au fost prea darnici, pentru că am întâlnit poate cea mai bună echipă din prima fază a preliminară, fiind și singura echipă neînvinsă. Cred că am făcut un joc bun, cred că am făcut un joc tactic foarte bun. Le-am lăsat impresia că pot să controleze jocul. Au avut o posesie de-a latul terenului, fără ocazii clare. În schimb, dintr-o neatenție, dintr-o degajare, o minge lungă, în care eu la noi, au găsit un jucător nemarcat și a reușit să marcheze în minutul 110. Până atunci, cred că jocul a fost echilibrat și de o parte și de cealaltă, fără ocazii mari, chiar dacă au controlat în ultima parte, cred că situațiile n-au fost de partea lor. Rămânem cu parcursul acesta bun și cu neșansa că încă o dată întâlnim poate cea mai bună echipă. Dacă anul trecut am întâlnit Reșița, care a și promovat, acum dăm peste Oradea. Le doresc succes, îi felicit pentru victorie și sper să promoveze. Parcă ne-a lipsit curajul în atac. Au fost momente când am fost aproape de poarta lor, dar n-am reușit să finalizăm, n-am reușit să fim cum eram noi în meciurile anterioare. Da, este greu momentul în care te aperi și încerci să duci scorul către 0-0, să mergi la penalti. A fost o presiune constantă, publicul a fost fantastic. Eu înțeleg și pe jucătorii mei, pentru că nu este ușor să joci cu asemenea presiune. Din punctul meu de vedere, cred că calificarea am pierdut-o la Filiaș, când meritam să câștigăm, pentru că am avut penalti la 0-0. Și vreo două șuturi periculoase unde portarul lor a fost într-o formă deosebită. Am primit un gol acolo dintr-un foul care nu trebuia să fie. Și cu asta s-a scris istoria acestui joc. Consider că aveam o șansă la penaltiuri, o șansă în plus. Acolo am dorit să ajungem. Acolo șansele erau egale. Poate nu ne calificam nici acolo, dar mergeam până la voia lui Dumnezeu. Și acolo se putea întâmpla orice. Oricum, închei și îmi felicit încă o dată pentru tot ce au realizat în acest an. Mulțumesc.